Sunt într-o dilemă ca și creștin, gândindu-mă la tot ce se întâmplă acum în omenirea noastră și în țara noastră în ultimul timp, mi-am tot pus întrebarea: De ce Dumnezeu îngăduie astfel de întristări în viața creștinului? De ce Dumnezeu îngăduie ca noi, ca și creștini, ca eu, ca și creștin? Să trec prin întristări, să trec prin situații dificile din viață. Cred că fiecare dintre voi ați trecut prin situații dificile și poate v-ați pus această întrebare sau chiar vă puneți această întrebare acum. De ce Dumnezeu ne lasă, ca și credincioși, să trecem prin aceste întristări, prin această pandemie? Pentru că și această pandemie are efecte destul de dificile în viața noastră, ca și creștini. De exemplu, acum stau în izolare, după cum știți, și aceste gânduri sunt gânduri din izolare. Apostolul Petru, vorbind la acest subiect, spune în prima sa epistolă, în capitolul 1, se adresează credincioșilor și zice, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru ca mântuirea, gata, să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, adică în mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, pentru foarte puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava cinstea la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, în care credeți fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Ce ce spune Apostolul Petru în acest text este că noi ca și credincioși Chiar dacă trecem prin anumite situații dificile, prin întristări, prin încercări, noi suntem păziți și suntem păziți de Dumnezeu pentru mântuire. În traducerea nouă actualizată spune: Prin credință, voi, credincioșii, sunteți păziți de intervenția decisivă a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cuvântul decisiv în toată încercarea în care te afli acum îl are Dumnezeu. Acest lucru ne face să ne bucurăm, pentru că ne gândim la sfârșit, la ceea ce aduce Dumnezeu la sfârșitul vremurilor, adică mântuire și salvare pentru orice credincios. Și acest lucru, această salvare, această mântuire pentru care suntem păziți de Dumnezeu, este bucurie pentru noi toți credincioșii. Totuși, acum suntem întristați. Și această întristare în viața noastră, ca și credincioși, vine din sau prin încercările care le îngăduie Dumnezeu în viața mea și în viața ta. De ce? De ce le îngăduie Dumnezeu încercările în viața credincioșilor și a, cred că vă veți aduce aminte de. Uh, multe întristări care au fost îngăduite în viața voastră. Poate chiar acum uh, treci printr-o întristare, poate treci printr-o încercare. De ce îngăduie Dumnezeu această întristare în viața ta? Versetul 7 spune că încercările vin în viața noastră cu un scop bine determinat, și anume, ca să fie testată credința ta. Dumnezeu îngăduie în viața mea încercări. Ca să-mi fie testată credința. Și ca să înțelegem mai bine acest adevăr, Apostolul Petru uh, recurge la un uh, procedeu artistic, folosește o ilustrație metaforică cu aurul. El spune: Încercarea credinței voastre este cu mult mai scumpă decât aurul care totuși piere. Deci încercarea credinței este mai scumpă decât aurul, are un preț mai mare decât bogățiile acestei lumi. Extraordinar. Bogăția acestei lumi nu se poate compara cu Ceea ce produce în noi întristarea prin încercare sau ceea ce produce în noi încercarea care este îngăduită de Dumnezeu în viața noastră. Și această încercare, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, aurul care piere și care totuși este cercat prin foc să aibă ca urmare lauda slava cinstea la arătarea lui Hristos. Mi-am adus aminte de o întâmplare a unui predicator care... Gândindu-se, meditând la acest adevăr din Sfânta Scriptură, a mers la un argintar să vadă cum este procesul acesta de curățare a argintului, a aurului prin foc. Și mergând acolo, a urmărit îndeaproape tot procesul, cum, a, a, cum curăța argintarul și tot ce făcea el ca să curățe argintul, ca să curățe aurul. I-a pus mai multe întrebări. Să înțeleagă acest proces, și a fost uimit de un detaliu, de un detaliu foarte important. În tot procesul acesta, a spus argentarul, este important un lucru: momentul când scoți aurul din foc. Dacă îl ții prea puțin în foc, nu va fi curățit de plin. Dacă îl scoți prea târziu, își pierde anumite calități nu sunt argentar să înțeleg despre ce calități și ce se întâmplă cu aurul dacă stă prea mult în foc. Poate cunoaște cineva și poate scrie în comentarii, dar predicatorul uimit l-a întrebat și cum știi când trebuie să scoți aurul din foc? La care argentarul i-a răspuns, este simplu. Tot acest timp, cât aurul este în foc, nu trebuie să-mi întorc privirea de la el. În momentul în care încep să-mi văd reflexia chipului meu, aurul este gata. Dragul meu, dacă ești credincios și îți pare că această încercare care a venit peste întreaga omenire și peste noi, credincioșii, la fel, este poate prea grea pentru tine, ține minte un lucru foarte important. Dumnezeu stă cu ochii pe tine. Dumnezeu este cel care mă privește uh, în tot acest proces, în toată această încercare. El nu-și ia privirile de la mine, nici de la tine. El nu-și ia privirile de la credincioși. Tu și eu, noi credincioși, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea care va fi descoperită în vremea de apoi. Ceea ce vrea Dumnezeu la momentul acesta este ca să-și vadă reflexia lui în viața ta. Ceea ce vrea Dumnezeu în acest moment este ca să-și vadă reflexia Lui în viața mea. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui Dumnezeu, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte Dumnezeu i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Toate lucrurile lucrează împreună în viața credinciosului, pentru binele credinciosului, și care este binele? Ca chipul Domnului Isus Hristos să fie văzut în viața credinciosului. Ceea ce se întâmplă acum în omenirea noastră. Și de ce a îngăduit Dumnezeu și în viața credinciosului acest lucru este ca Hristos să fie văzut tot mai mult în viața ta. Ce vrea Dumnezeu? în aceste vremuri dificile, vrea ca Hristos să prindă chip în noi tot mai mult. Dragul meu, ce revelă această pandemie în viața ta? Știi că atunci când pui presiune pe un tub, în afară iese ceea ce este înăuntru tubului. Atunci când treci printr-o presiune, Va ieși afară ceea ce este înăuntrul tău. Și iată de ce, în ultimul timp, în această pandemie, oamenii au descoperit tot mai multe lucruri rele în comportamentul lor: certuri, beții, curvii, despărțiri. De ce? Pentru că problemele nu au apărut abia acum. Ele doar sub această presiune a acestei vremi dificile a făcut ca să iasă din inima omului, să iasă din dinăuntrul omului ceea ce era în esență omul, ceea ce era înăuntrul omului. Cândva Domnul Iisus Hristos a spus, din prisosul inimii vorbește gura. Deci ceea ce este în inima ta va ieși la iveală. Dragul meu, în această pandemie, în această situație dificilă din viața ta? Ce revelă această presiune care se pune peste tine? Ce revelă? Ce iese la evială? Ești nelipsit de la biserică? Online sau fizic? Ești nelipsit de la studiu biblic? Sau mereu găsești motive să nu fii prezent? Sau te simți prea înțelept ca să te învețe altcineva? Ești prea înțelept să te învețe Păstorul, Slujitorul, Liderul Duhovnicesc pe care l-a pus Dumnezeu să-ți slujească în Biserica lui Hristos? Te simți prea înțelept? Ești implicat în lucrare pe timp de pandemie sau pandemia te-a făcut ineficient în lucrarea lui Dumnezeu? Ce revelă pandemia în viața ta? Mă bucur mult că în Biserica Vestea Bună pe care o păstoresc, am văzut și văd oameni care pe timp de pandemie și-au dorit mai mult să studieze Sfintele Scripturi. Dacă până la pandemie veneau la un grup de studiu biblic, unii acum vin la trei grupe de studiu biblic și reușesc. Ești nelepsit de la studiu biblic sau de la biserică? Ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Nu uita! Când pui presiune peste un tub, iese la suprafață ceea ce este înăuntru tubului. Când vin presiunile în viața ta, va ieși la suprafață ceea ce este în inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că prietenul la nevoie se cunoaște. Cred că această pandemie va arăta cine suntem noi cu adevărat. Această pandemie va scoate la eveală esența fiecăruia dintre noi. Această pandemie va arăta de fapt care este caracterul nostru, cum suntem noi, cum ce avem în inima noastră. Să nu părăsim, dar încrederea noastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci avem nevoie de răbdare ca după ce am împlinit voia lui Dumnezeu să putem căpăta ce ne-a fost făgăduit. Haideți să împlinim voia lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim ce revelă această pandemie în viața mea personală. Ce a scos la iveală? Care e esența mea? Sunt eu plăcut lui Dumnezeu? Sunt eu plăcut celor din jurul meu? Sunt eu un creștin care își pune încrederea în Dumnezeu și în tot acest uh, timp dif dificil? Crești în credință? Folosește acest timp dificil, acest timp în care se află acum omenirea, ca să crezi în cre crești în credință? Sau acest timp te duce în cădere, te duce în scădere, credința ta scade? Folosește timpul acesta, dragul meu, să crești. Să crești în credință, să crești, să fii tot mai mult plăcut lui Dumnezeu, să fii tot mai mult pe placul lui Dumnezeu și să iubești tot mai mult pe aproapele tău. Dumnezeu să ne ajute ca această perioadă dificilă să arate lucrurile bune din viața noastră, să creștem spiritual și să folosim acest timp, acest timp ca să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, să fim tot mai mult asemenea lui Dumnezeu.